Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Lumințe Ordache, bun venit în studioul Antena 3. Alături de noi, astăzi, se află domnul Dragoș Coman, secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație! Cu drag! 15 iunie, o nouă etapă de relaxare. Ce înseamnă această nouă etapă de relaxare în domeniul în care dumneavoastră activați? Înseamnă multe lucruri. Înseamnă, în primul rând, o nouă etapă. Cum foarte bine ați spus, o nouă etapă în această pandemie care ne-a dat peste cap firescul de zi cu zi, înseamnă că sportivii vor putea să intre, dacă despre sportivi vom vorbi astăzi, vor putea să intre într-o oarecare zonă de normalitate, vor putea să-și reia antrenamentele, vor putea, în anumite condiții, vor putea să intre din nou într-o zonă de cantonament, în condiții mult mai relaxante. Pentru toți cei interesați, există un ordin al Ministrului Tineretului și Sportului și al Ministrului Sănătății, publicat, cred că, din 13 iunie, unde acolo putem să găsim exact toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească. Înseamnă că, în primul rând, putem să mergem în sălile de fitness. Centru pentru mine e o bucurie, probabil și pentru dumneavoastră și pentru mulți dintre telespectatorii dumneavoastră. Într-adevăr, în anumite condiții, dar ușor, ușor să sperăm că ne îndreptăm spre normalitate. Vorbiți-ne despre condițiile din sălile de fitness. Ce anume trebuie să respecte? Știu că trebuie să păstreze o anumită distanță. Haideți să o luăm cu începutul. În primul rând, va trebui făcută o programare telefonică. Telefonică, online, o programare dinainte pentru a evita aglomerarea și pentru a-i da posibilitatea deținătorului sălii de fitness să își organizeze în așa fel fluxul intern, încât să poată să primească cât mai multe persoane. Ajungem la sala de fitness, bineînțeles cu masca, cu condițiile de distanțare sociale normale într-o situație de genul ăsta. Ne luăm cheia de la vestiar. În vestiar va trebui să avem 4 metri la dispoziție în care să ne schimbăm. Bineînțeles, ne spălăm pe mâini, intrăm în sală, intrăm într-o sală de forță, cum o știu telespectatorii cei care utilizează sălile de fitness. Vom avea nevoie de 7 metri în jurul fiecărui aparat și de 1,5 metri distanțare socială. Asta în cazul antrenamentelor anaerobe. Dacă vorbim de antrenamente aerobe gen Kangoo Jumps, intrăm într-o sală în care va trebui să avem 10 metri pătrați și sau 2 aerobic. Metri, orice pe zona de aerobic, va trebui să avem 10 metri pătrați spațiul personal și 2 metri distanțarea socială. Masca va fi obligatorie? Nu, fără discuție. Nu se poate face antrenamentul imposibil. Cu masca pe față. Nu. Nu. Obligatorie va fi distanțarea, păstrarea distanței și spălatul pe mâini. Dar ce n-am spus și e foarte important, în momentul în care eu sau dumneavoastră intrăm într-o sală de fitness, va trebui să trecem printr-o minimă evaluare epidemiologic. Adică va trebui să fim termometrizați, să știm că nu intrăm acel triaj epidemiologic care ne-am obișnuit da, deja. Să știm că nu intrăm cu o temperatură sau cu simptome care ne duc cu gândul că am putea să avem o afecțiune de acest gen. Dar știți că în momentul de față mă gândesc la județul Călăraș. Suntem totuși un județ mai micuț, nu avem sălile atât de mari cum sunt la București sau în alte județe. Mă gândesc că avem săli de fitness un pic mai mici. Credeți că administratorilor le va fi ușor să respecte această distanțare? Dacă trebuie să păstrăm 7 metri, 10 metri între participanții la ora de aerobic sau Kangoo sau ce ați spus dumneavoastră, câți credeți că vor încăpea? Deci, 2, 3? Probabil într-o sală de 70 de metri vor încăpea 7. 7 persoane. Fără discuție, vorbind de aerobic. Într-o sală de 200 de metri vor încăpea 20. Astea sunt condițiile, dar încă nu e momentul să ne jucăm cu această pandemie. Încă nu e momentul, vedem și probabil ați văzut și dumneavoastră în tot spațiul media, comunicările oficiale arată peste 300 de noi infectări, ceea ce arată este o periculos. Creștere. Este periculos. Dar încă trebuie să avem grijă. Știți că oficialitățile spun ceva și cel puțin percepția mea personală este că o mare parte din populație nu crede. Ne confruntăm cu această problemă. Sunt foarte mulți oameni care nu cred. Este această nebunie. Oficialitățile, pe de altă parte, trag semnale. Chiar weekendul acesta, dacă nu mă înșel, am auzit din nou poliția mergând pe stradă cu acele avertizmente. Păstrați distanțarea socială pentru prima dată de la ieșirea din situația de urgență. Iar în parcuri,
oriunde sunt petreceri organizate, oamenii merg, s-au relaxat. Simt o relaxare din punct de vedere al populației. Deși autoritățile transmit un mesaj foarte clar, așa percep eu. Nu știu, dumneavoastră, cum îi simțiți? Da, mă atrageți într-un subiect pe care tot l-am evitat în discuții. Văd și eu tot felul de bazaconii în spațiu online, precum care se duc până acolo, care spun că nu există virusul. Da. Din fericire pentru noi, scuzați-mi, cum să zic, aroganța sau specificul de exprimare necolocvial, este la nivel mondial. Au murit medici virusologi, au murit medici care s-au ocupat de cazuri de genul ăsta. Cum poți să spui o asemenea tâmpenie, o bazaconie mai mare ca asta, că nu există? Sunt institute de cercetare în toată lumea care fac teste pe COVID la momentul ăsta. Tu spui că nu există și nu e periculos. Situația e clară pentru toată lumea. Este un virus extraordinar de puternic, nu știu cum ar fi Ebola, să zicem, dar este un virus care atacă persoanele cu morbidități. Nu vrem niciunul să ajungem în situația ca acasă un părinte, un bunic, o persoană care e bolnavă, să zicem, de diabet, să contacteze acest virus. Nu vrem să ajungem în situațiile astea. Iar scopul trebuie înțeles de toată lumea că e unul singur, de protejarea vieții umane. Nu există alt scop, nu bucură pe nimeni. Acum, că sunt aici ca și apărător, gândiți-vă la nivel personal cât de afectat am fost eu. Dacă vreți, le luăm așa. Au fost închise terasele. Da. Sunt tata a doi băieți care au trebuit să stea în casă în momentul de față. Ne aflăm în aceeași situație. Toate restricțiile de deplasare m-au afectat direct. Dar asta e situația. E o pandemie pe care n-am anticipat-o, nu ne-am întâlnit cu ea, din care, e o părere personală, am ieșit foarte bine. Și nu vreau să-mi fac genul de comparații care sunt în spațiu media cu Marea Britanie, cu Italia, cu Spania și cu alte țări, și cu alte țări care și-au permis luxul să nu ia cele mai dure măsuri la un moment dat și s-au trezit că a trebuit într-o etapă ulterioară să revină la stări. Noi nu vrem să revenim la o stare inițială foarte gravă de control al pandemiei. E o situație, dar pe de altă parte să știți că sunt de acord cu faptul că nu e ușor. Nu e ușor, îmi spunea cineva, îmi pare rău că dau genul ăsta de exemplu, îmi zicea, Dragoș, m-am simțit ca într-un arest la domiciliu. Cred că pentru anumite persoane situația a fost foarte grea, dar nu trebuie să ne relaxăm total. Nu e cazul, măcar mental, să încercăm să nu ne relaxăm, să înțelegem că e o pandemie care a făcut foarte, foarte multe victime. Este o situație cu care toți ne-am confruntat pentru prima dată. N-am știut-o. Haideți să vă dau un exemplu, că probabil o să mai atingem chestiuni legate de Ministerul Tineretului și Sportului. Cu siguranță. Gândiți-vă că eu m-am dus acolo în situația în care mă pregăteam de Jocurile Olimpice și începeam să facem toate demersurile în zona asta. Ne pregăteam de Euro 2020, încercam să fim în timp și într-o formă foarte bună cu scrisorile de garanție, cu absolut toate, tot ce ne-am asumat în raport cu UEFA. Și dintr-o dată a venit pandemia, toată situația a devenit ciudată, bizară, în care trebuia să o luăm de undeva, în care a trebuit să fim în prima linie de luptă anticovid, pentru că știți că este un exemplu și la Călăraș, am pus la dispoziție hotelul sport celor carantinați. Așa s-a întâmplat în toată țara și dintr-un minister al tineretului și sportului am devenit un minister al luptei împotriva COVID, în care noi am pus la dispoziție taberele, toate locațiile noastre de cazare din întreaga țară și am fost, cred că, primul minister care ne-am aruncat într-o astfel de luptă. Iar aici, iar foarte multe lucruri necunoscute, de igienizare, de pregătire, pentru că spațiile respective erau pregătite pentru sportivi, erau pregătite pentru persoane bolnave, cu fluxuri și așa mai departe, cu toate condițiile. Deci, e o situație care ne-a afectat pe toți. Nimeni nu s-a așteptat la ea. Asta nu înseamnă că nu trebuie să respectăm un minim de condiții impuse de autorități, văzând în zilele de astăzi că a fost foarte bine gestionată. Asta e realitatea, că place, că nu place, restul mesajelor politice au mai puțină importanță. Comparativ cu alte țări, probabil numărul mic, numărul scăzut de îmbolnăviri din țara noastră se datorează tocmai respectării măsurilor stricte și impunerii acestor măsuri. E clar. E foarte clar. Luăm iar exemplu Franței, care au deschis școlile și l-au închis după o săptămână, dându-i seama ce focare pot produce. Nu are rost. Haideți să ne uităm în ograda noastră, să nu mergem pe motorurile românești cu capra vecinului, să nu ne intereseze capra vecinului, să ne intereseze cei ai noi. Stăm bine. Așa. Ca niciodată România nu mai este în topul rușinii.
nu mai e topul rușinii. Că ne place, că nu ne place tuturor celor din zona politică, România nu mai este topul rușinii. România a gestionat extraordinar de bine criza. Că se putea mai mult, că au fost lipsuri, că vor mai fi. Sunt inerente. Sunt situația inerente, arată vorbim că de am ființe trecut umane. Cu bine, sperăm că am trecut. Nu se știe ce va urma, e pentru că important. În ultima perioadă numărul înregistrează. E foarte important ce facem de astăzi încolo. De exemplu, de astăzi vor putea să vină la terasă 6 persoane. Să nu înțeleagă că pot să vină să stea la o masă 20. Iar e o măsură care trebuie respectată. Trebuie făcut tot posibilul ca acest virus să nu se transmită de la o persoană la alta. Oamenii înțeleg? Sunt care înțeleg. Da. Sunt care înțeleg, sunt care nu înțeleg, sunt care se sperie mai mult decât ar trebui, sunt care nu se sperie absolut deloc. Fiecare atât cât s-a plecat asupra problemei, ca să nu zic atât cât poate. O să vedem cum vor evolua lucrurile. Ați adus în discuție hotelul pe care l-ați pus la dispoziția autorităților pentru persoanele izolate, carantinate. Când vor putea reveni sportivii în acel hotel? În momentul de față, ei unde au fost mutați? În momentul în care pandemia a fost generalizată la nivelul României și am intrat în starea de urgență, fiecare a mers acasă și a respectat condițiile obligatorii generale pentru fiecare. Săracii s-au antrenat pe acasă, pe unde au putut, prin garaje, chiar e internetul plin de filmulețe, cum încercă să-și facă fiecare exercițiile acasă, de la scrimă până la haltere prin garaje, da? În fine. După care, în a doua etapă, s-au deschis zonele în care se poate face cantonament. Respectând niște condiții stricte, iar date de Ministerul Sănătății, de specialiști, că nu le dă cineva așa doar de dragul de a le da după ureche. Sunt niște măsuri... Trebuie să respectăm... Sunt niște măsuri calculate de câteva zeci de ori înainte ca să le scoți public. Măsuri care au, încă o dată, ca scop, imposibilitatea sau diminuarea răspândirii celebrului COVID-19. Acum, ei pot reveni. Pot reveni, se pot antrena, pot face lucruri, probabil ați văzut că sunt niște antrenamente care pot să le facă, până acum l-au făcut în 3, de astăzi începând pot să le facă în 6, în aer liber, în condiții interne, adică în condiții de spații închise, da. Ei vor putea să antreneze având toate regulile despre care vă spuneam și în monitor oficial și peste tot pe toate site-urile. Practic intrăm într-o normalitate, o normalitate firavă, e adevărat, dar e o normalitate. Pas cu pas. Pas cu pas. Trebuie ca toată lumea să înțeleagă că e doar o perioadă de tranziție. Dar în hotel, când vor putea reintra în hotelul? Păi, cred că pot reintra în foarte scurt timp. Dacă respectă condițiile, chiar nu m-am mai trecut, nu m-am mai plecat asupra hotelului din Călăraș, dar cred că pot intra foarte curând. Uh-huh. Nu știu dacă respectă condițiile. Sunt niște condiții stricte pe care trebuie să le respecte, de flux, de igienizare. Dacă le respectă, pot intra chiar de astăzi. Condițiile sunt clare. Ne întoarcem un pic la Ministerul Tineretului și Sportului. Ce ne puteți spune despre finanțarea sălii de sport din Călăraș? Păi ce pot să vă spun? Că e cea mai mare finanțare care s-a întâmplat vreodată. I s-a întâmplat sălii de sport, ca să o personalizăm, din 77, cred, a fost făcută. Din 77 până astăzi, ea va intra în reparații capitale, ca să folosim termenul oficial, ceea ce va însemna că va avea o cu tot o altă suprafață de joc, nouă, modernă, va avea un sistem de iluminat, sper eu, mai bun ca al dumneavoastră, cu peste 1000 de lux. Mergem să filmăm la sală, data viitoare. O să vedem cum va arăta. Acoperișul, pereții interiori, exteriorii, vestiarele, absolut tot. Va trece printr-un proces de reparații de 100%, practic. Va fi o altă sală. În ce stadiu se află doar... în momentul de față investiția? Suntem în procedură. Eu zic că undeva la sfârșitul lunii iulie vom demara lucrările, iar noiembrie intrăm în sală. Filmăm în sală. Au fost scoase la licitație lucrările? Acum suntem în procedură. Cred că au fost ridicate pe SEAP săptămâna trecută. În noiembrie, în condițiile în care nu vor fi depuse contestații, că știți că mai sunt singura problemă care poate interveni aici sunt contestații. Noi am calculat și contestațiile mici de până atunci. Dar dacă se va ajunge într-o situație de proces, contestații care ajung la proces,
Nu mai ține decât de rapiditatea cu care justiția se va mișca în condițiile respective. Dacă totul va decurge normal, fără contestații, fără bețe în roate, să-i spunem că mai sunt și persoane care se ocupă cu așa ceva, în noiembrie, sfârșitul anului, noua sală va fi folosibilă. Va fi folosibilă de către toți călărășenii. Venind din administrația locală, ajuns la minister, cum ați simțit această schimbare? Cum sunt lucrurile la minister? Vorbiți-ne un pic despre activitatea dumneavoastră și despre modul în care v-ați adaptat la o nouă... Activitatea, fără discuție, că e mult mai complexă și are un alt statut. Are un alt statut pentru că ne raportăm la o activitate națională. Nu e o activitate. Când întâmplător, o bucată din activitatea mea s-a îndreptat înspre călărași, că sunt călărășan și nu mă poate dezlega nimic de, și nimeni de treaba asta, acolo activitatea este una, cum să zic, națională și cu... Mult mai complexă, probabil. Și cu valențe internaționale, pentru că facem parte din Uniunea Europeană, participăm la ședințe cu miniștri, cu ședințe internaționale. E o activitate super complexă. Dacă vreți să mă întrebați ceva punctual, vă pot să vă răspund că nu știu de unde să o iau și unde să termin. Bine, atunci am să vă întreb strict putem pe călărași. Să luăm așa, de la jocuri. Haideți să ne întoarcem la călărași. Strict pe partea asta de călărași. În afară de sala sporturilor, mai aveți ceva în gând să aduceți la călărași? Să... Păi, de exemplu, am demarat o procedură, au demarat cei de la călărași o procedură prin care vor avea două secții noi, o secție de gimnastică și o secție de tenis de câmp. Ceea ce mi se pare o chestiune grozavă, e ceva ce era foarte cerut până în momentul în care s-a demarat. Deci, practic, eu zic că în cel mai scurt timp copiii vor putea să facă gimnastică la călărași și inclusiv tenis de câmp într-un cadru organizat, supravegheat. O sugestie, dacă îmi permiteți. Într-unul dintre interviurile luate la clubul sportiv, chiar vorbeam cu directorul de acolo și ne prezenta condițiile în care se antrenează cei de la Oină. Au rezultate foarte bune, însă condițiile de antrenament lasă un pic de dorit. Dacă aveți timp, dacă aveți disponibilitate să mergeți, să vedeți în ce condiții se antrenează acei copii. Să vedeți în ce condiții se antrenează cei de la caiac și, și canotași. Am fost și acolo. Am fost și le-am văzut baza pe marginea canalului siderurgic. Am fost și acolo. Ar fi bine nici să nu pomeni pentru telespectatorii. Dar lucrurile au intrat într-o altă linie de modernizare, inclusiv a bazei. Nu vreau să... Știți, evit puțin să vă povestesc toate proiectele până nu punem măcar piatra de temelie. Să prindă contur, să... Am fost la canalul siderurgic, încercăm să identificăm un teren, l-am identificat, am înțeles că primăria Călăraș chiar l-a intabulat. Rămâne, probabil, după situația asta de pandemie, aici probabil au avut ceva greutăți, în a face o hotărâre de Consiliul Local și a-l dat CSM-ului pentru dezvoltarea unei baze nautice. Deci sunt lucruri pe care le facem, dar scuzați-mă reținerea, n-aș vrea să le vorbesc înainte să se întâmple. Atunci știți, o să vorbim la momentul oportun. Știți că cele mai frumoase cuvinte sunt faptele, până la urmă. Așa este. Ați vorbit că activitatea dumneavoastră la nivelul ministerului depășește granițele țării noastre, că este un pic... Suntem într-o corelare, cel puțin în Europeană, suntem într-o corelare cu toți miniștrii tineretului și sportului și cu toate activitățile. Aici voiam să ajung. La Euro 2020, care între timp s-a transformat din cauza pandemiei în Euro 2021. A rămas Euro 2020 ca branding, dar se va desfășura în 2021. Asta e situația. Dar se va desfășura în aceleași condiții. Și dacă tot am ajuns în zona asta, știți că o mare dorință a iubitorilor de fotbal este să asiste la meciuri, să poată intra din nou pe stadion, să susțină echipa favorită. Știți cumva când se va putea realiza acest lucru? Doar specialiștii ne vor spune treaba asta. Doar specialiști. Și la momentul de față, aglomerările sunt evitate. Mai mult de 50 de persoane, cred că așa sunt începând de astăzi, în monitor oficial, 50 de persoane pot să participe la un eveniment în afară. Dar aceste măsuri... că sunt spectacolele cu 500. Dar aceste măsuri nu pot fi luate și pe stadioane? Adică cu distanțare socială, mă gândesc? L-am auzit pe ministru, permitem... l-am auzit pe ministrul Ionuț Stroie, necunoscând activitatea fanclubului din zona echipelor, din jurul echipelor. Și l-am auzit spunând într-un interviu că la Craiova sunt 7.000 de fani cu abonamente plătite. Cum lăsăm doar 500 să intre din ei? Pe care 500? Adică sunt niște situații care trebuie reglementate, dar cel mai important, încă o dată, e să mențină cât mai jos numărul de cazuri.
pentru că există și cealaltă față a monedei, prin care s-ar putea să ne întoarcem la o stare de urgență. Da. Dacă spitalele vor fi supraaglomerate, am vrut să zic inundate de bolnavi și nu vor face față, sistemul medical nu va face față, lucrurile sunt grave și nu se pot îndrepta decât într-o singură direcție. De a salva viețile omenești. Viețile omenești se salvează în câteva condiții. Distanțare socială, carantinare, izolare. Reguli simple pe care trebuie să le respectăm. Simple, respectate în toată lumea. Sunt reguli cunoscute și acceptate de toată lumea. Când zic toată lumea, mă refer la nivel internațional. N-am inventat, din fericire, apa caldă în situația asta a regulilor. Trebuie să ne respectăm și trebuie să avem grijă. Și să ne bucurăm că am trecut, totuși, cât de cât cu bine prin această situație, că nu am fost afectați. E cel mai important. Sunt oameni care înțeleg și asta se vede și în studiile publice care s-au făcut și sociologice și preferitoare la partide. Se vede. Sunt oameni, e o foarte mare parte a societății care înțelege situația. Dar sunt și care nu înțeleg și care din diferite interese aruncă tot felul de bazaconii pe piață. În fine, nici n-are rost să le comentăm și să le pomenim. Profit de prezența dumneavoastră, n-am să vă las să plecați până nu atingem un pic și subiectul politic, dacă îmi permiteți. În momentul de față, ocupați funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului. Ce vă vedeți făcând după acest pas? Rămâneți în politică? Ce intenționați? Da, imprevizibilul vieții e destul de mare. Noi suntem în tot felul de evaluări interne la momentul de față. Știu că v-ați dori să candidați. Să candidez pentru primăria municipiului Călăraș, dar mi-am dorit dintotdeauna și n-am făcut un secret din treaba asta. Am impresia că, și sper să nu mă înșel, că știu foarte bine ce trebuie făcut într-o funcție de genul ăsta. Îmi place, e ca, să zic, o chestiune care pleacă din genetică, să exagerez puțin. Sunt un om care am construit întotdeauna, așa mi-e felul de a fi și dacă aș vrea să mă opresc, nu pot. Și din cauza asta m-am dorit, dar asta nu înseamnă că va trebui obligatoriu să fiu candidatul Partidului Național Liberal la primărie. La momentul de față e domnul primarul Daniel Ștefan Drăgulin. Dar pot apărea schimbări? Bineînțeles, noi facem analize inclusiv personale și eu îmi fac propriile analize, probabil și domnul primar își face propriile analize. Partidul face analize. Momentul de față sunt sondaje sau ați terminat cu sondaje? În momentul de față, astăzi când vorbim, să facem un sondaj la nivel de municipiu. Iar probabil în scurt timp vor fi și altele. Am spus că și Partidul Social Democrat își face propriile sondaje. Lucrurile sunt fluide. În politică știți și dumneavoastră că ce e o realitate azi nu e obligatoriu să fie și mâine. Fiind în interiorul partidului, bănuiesc că aveți mai multe informații. Da, sunt chestiuni interne pe care nu vreau și nu pot să le discut mai mult decât atât, dar doar un singur lucru. Aș vrea totuși să punctez o chestie une, pentru că am tot văzut că a apărut în spațiu public tot felul de păreri, de idei. Suntem în Partidul Național în continuare o echipă. Iar dacă se va hotărâ ca oricare dintre noi, cei măsurați, să candideze, ceilalți vor fi în jurul persoanei respective. Asta fără discuție, ca să oprim bazaconile din piață. Că deci veți susține candidatul indiferent? Ca să fiu mai exact. Dacă Daniel Ștefan Drăgulin este în topul preferințelor călărășenilor, cu siguranță îl voi susține. Cum sunt convins, am și avut discuții în zona asta, nu e niciun secret pentru toată lumea, că dacă eu voi fi în topul preferințelor, cu siguranță mă va susține. Adică aș vrea totuși să ieșim din zona asta de fake news, ca să zic așa, sau de interpretări, că va putea să plece Drăgulin nu știu unde, sau Coman nu știu unde, sau Ivanciu. Nu, suntem o echipă și vom merge, dar ghidați de dorința călărășenilor încă o dată, nu de dorințe și ambiții personale. Poate eu îmi doresc, la nivel de dorință, mai mult decât își dorește primarul în funcție. Asta nu înseamnă că eu trebuie să fiu. Astea sunt discuții care sper să le clarificăm pentru zvonistica de pe Facebook, ca să zic așa. Pandemia a blocat și acest proces electoral. S-au anulat alegerile, s-au amânat, nu s-au anulat. Când vom afla candidatul și preferințele călărășenilor, așa cum ați spus? Dacă sondajul este efectuat în acest candidatul moment... Candidatul este. În acest moment, candidatul Partidului Național Liberal este Daniel Ștefan Drăgulin. Da, dar ați spus că se fac evaluări în continuare. Și există posibilitatea... Și evaluări propriu. Există posibilitatea ca de... Haideți să ne echipuim un scenariu în care Daniel Ștefan Drăgulin zice, domnule, am obosit.
am găsit, nu vreau să mai candidez pentru funcția de primar. Astea sunt toate proiectele care le-am făcut până aici, de aici am rugămintea ca oricare coleg al meu din partid să le ducă mai departe, am muncit pentru ele, asta am făcut, dar eu nu mai candidez. Există posibilitatea asta și e o posibilitate foarte... Actualul primar a ieșit chiar săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, și a anunțat candidatura oficială. Printr-un comunicat de presă. Tocmai ce vă spuneam, că el a fost și este în momentul de față desemnat de către Biroul Permanent Național, fără discuție. Dar nu va fi un pic cam târziu să se schimbe candidatul? De exemplu, dacă la sfârșitul verii, să spunem, că vom avea o schimbare. Permiteți-mi să nu fac nume personal acest tip de analiză. O analiză de genul ăsta probabil o va face un grup mai mare de persoane din interiorul partidului, bazate pe date sociologice, pe trenduri de creștere, pe capacitatea de a câștiga alegerile, pe capacitatea de a implementa proiecte, pe dorința cădărășilor. E o analiză care, din punctul meu de vedere, trebuie să fie foarte bine structurată. Eu pot să fac o analiză scurtă aici, să zic că sunt cel mai potrivit. Asta nu înseamnă că am dreptate, cum nu poate să însemne nici că mă înșel. Exact. În momentul de față, dumneavoastră sunteți călărășean, ați ocupat funcția de viceprimar, cunoașteți foarte bine situația... Am fost chiar o perioadă și directorul de cancelar al prefectului de Călăraș. Da. Cunoașteți foarte bine situația la nivel de municipiu. O să ne rezumăm la municipiu. Care credeți că ar fi principalul contracandidat al actualului primar sau a candidatului PNL? Din partea cărui partid va fi principalul contracandidat? Vedeți o creștere din partea partidelor mici sau va rămâne tot PSD-ul? Păi e clar că PSD-ul la momentul ăsta, Partidul Social Democrat, este al doilea în preferințele votanților. Acum nu pot să anticipez, eu mă așteptam să scadă mult mai mult. N-a scăzut mult mai mult. Probabil, eu doar o analiză personală, probabil va rămâne în această poziție, iar oricine va fi candidatul Partidului Social Democrat va fi cel care ne va crea cele mai mari probleme, ca să zic așa. Dar știți foarte bine că la locale oamenii votează oameni, nu votează partide, adică s-ar putea să n-aibă nicio relevanță. Dacă pot să fiu și la Partidul Sfinților, dacă oamenii nu mă plac, nu mă vor vota, asta cu siguranță. Dar în condițiile actuale, principalul oponent, contracandidat, probabil ar fi candidatul Partidului Social Democrat. Nu știu dacă l-au anunțat, de asta mă feresc. Nu, cred că singurul anunțat oficial este domnul Drăgulin. Da. Deci, e în funcție și de candidatul pe care îl vor arunca pe piață cei din PSD, apropo de ce discutam. Da. Dacă va fi, să presupunem, Vasile Iliuț, actual președinte al Consiliului Județean, va fi o cu totul altă coreografie și cu tot alt scenariu, dacă va fi Marius Dulce, dacă va fi Sorin Vrăjitoru, am înțeles că și Sorin Vrăjitoru își dorește, sau... Na, ce coleg, discuții interne. Ce coleg și eu din piață, da, din forurile publice, ca să zic așa. Pentru Sorin Vrăjitoru va trebui abordată un alt gen de campanie, pentru Marius Dulce un alt gen de campanie, pentru Vasile Iliuță și tot așa. De asta zic că nu s-au anunțat candidații. Linia de start încă nu s-a trasat, nu știm fiecare în ce poziție e și cine cu cine să va intra în competiție. De asta mă bucură foarte tare că se face o analiză acceptată, inclusiv de actualul primar în funcție, inclusiv de toate forurile de conducere, pentru că, lăsați-mă să spun lucrul ăsta, Partidul Național Liberal e un partid serios și nu cred că e un secret pentru toată lumea. Și haideți să ne revenim la pandemia noastră, uitați cu câte pierderi și a asumat o direcție foarte grea pentru... Da, exact. Foarte grea din punct de vedere al voturilor. Asta voiam să vă spun. Exact. Că dacă ar da astăzi drumul la toată lumea, probabil Partidul Național Liberal crește cu 20%. Dar numai că lucrurile trebuie tratate serios. Nu. Exact. În momentul în care a fost aprobat guvernul Orban, a venit nebunia cu pandemia. Da. Nimeni nu se aștepta. Da, am putea să dăm vina pe ghinion, să zicem așa, da. Cu toate acestea, chiar dacă nu cunoaștem ceilalți candidați la funcția de primar al municipiului Călăraș, care sunt șansele Partidului Național Liberal? Credeți că va obține un rezultat? Prima șansă. Da, va câștiga primăria municipiului Călăraș, fără discuție. Asta voiam să vă... Fără discuție. Cu un rezultat mai bun? Fără discuție. Dar important e candidatul. La momentul ăsta, astăzi, când vorbim, cu siguranță Partidul Național Liberal va câștiga competiția din acest an.
Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Eu vă mulțumesc. Vă așteptăm și cu altă ocazie, cu mai multe informații. Și iar în momentul în care planurile dumneavoastră plin contur și puneți prima cărămidă, vă așteptăm să discutăm despre ele. Mulțumesc frumos!